Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Astăzi alături de noi este Gabriela Maluf, psiholog sportiv, și vorbim despre o noutate editorială apărută, publicată în portofoliul editurii Herald. Este vorba despre START, un corp activ, un creier sclipitor, știința revoluționară a legăturii dintre exercițiile fizice și dezvoltarea creierului, de John Ratey și Eric Hagerman, o carte publicată în colecția Terapia a editurii Herald. Studiile din ultimii 10 ani efectuate asupra legăturii creier-corp indică o mulțime de suprapuneri între atenție, conștiință și mișcare. Totodată ele arată că activitatea fizică este scânteia care declanșează schimbări biologice ce încurajează celulele nervoase să stabilească noi legături pentru ca creierul să poată învăța și să se poată adapta la noi provocări. Iată, și de această dată un subiect actual, am putea spune, un subiect interesant, pentru că în pandemie de un an și câteva luni încoace, sălile de sport fiind închise, ne-a lipsit într-o oarecare măsură, să spunem, și exercițiile fizice, mai ales legate de restricțiile sociale. Poate că nu ne mai făceam plimbările în parc sau nu mai alergam atât de mult cum o făceam înainte, sau iată, am ajuns să facem aceste exerciții fizice acasă, puțină mișcare și puțină întreținere fizică, unde altundeva decât în spațiul locativ acolo unde trăim. Cât de importantă este legătura aceasta între, îmi vine în minte dictonul acesta latin, mens sana in corpore sana, o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Cât de importantă este legătura aceasta, ce spuneam mai devreme, între minte și între psihic și corp, prin intermediul exercițiilor fizice. Faptul că o oră sau o jumătate de oră de alergat sau de, eu știu, tot felul de exerciții fizice pe care le putem face, ne ajută nu doar la tonifierea mușchilor, ci și la întreținerea unui tonus psihoemoțional. Îți mulțumesc pentru întrebare și răspunsul este pe cât de firesc posibil. Evident că corpul nostru este legat de capul nostru și atunci nu avem cum să le privim altfel decât ca pe un întreg. Degeaba ne preocupăm doar de corp sau doar de creier, doar de cap, dacă nu încercăm să găsim o soluție între, și nu știu, o legătură între cele două. Din păcate, în ultima perioadă, concluzia la care eu am ajuns, și de obicei le spun asta oamenilor care vin la mine la cabinet, este că vedem foarte multe capete umblătoare printre noi. Trăim foarte mult timp în capul nostru. Orice am face, totul se rulează în creierul nostru, în mintea noastră, și ne bazăm mai puțin pe capul nostru. Cumva de la gât în jos uităm că mai existăm. Și nu doar eu, cred că majoritatea psihologilor, psihoterapeuților, atunci când lucrează cu cineva, lucrează foarte mult cu corpul persoanei respective. Prin simpla întrebare, și unde simți acum emoția asta? Și unii spun în stomac, alții în piept, în cap, în mâini, în picioare. Deci e clar că degeaba încercăm noi să ne reîntoarcem în capul nostru de fiecare dată, pentru că el este în strânsă legătură cu corpul nostru. Și foarte mult timp oamenii de știință au dus cumva faptul că gândirea noastră influențează corpul, influențează starea corpului nostru, și psihosomatica este bine cunoscută de foarte mult timp. E, acum mai nou, cum este și cartea aceasta, este o carte care ne aduce și ne face să conștientizăm că și corpul nostru poate să influențeze mintea noastră. Și cele mai frumoase exemple sunt exemplele pe termen scurt. Spuneai tu de sportul de 30 de minute pe zi sau 30 de minute de 3 ori pe săptămână. Astea sunt așa variantele ideale. Dar studiile moderne ne arată că și între 25 minute de exercițiu fizic nu intens neapărat pe zi, pe testele de salivă, ne arată o schimbare a biochimiei corpului uman.
Adică vedem după 2 minute sau 2-5 minute de poziții de putere, de mișcări sau sport, de luat decizii mai rapide, cum pot, pe testul de salivă, nivelul de cortizol, de hormon al stresului, scade. Deci nici măcar nu trebuie să facem un efort foarte mare, nici măcar nu trebuie să zic, aoleu, trebuie să merg iar la sală, trebuie iar să fac sport, nu-mi place să transpir, după aia trebuie să mă schimb, pierd mult timp, oricum am o viață ocupată, deci măcar nu trebuie să facem lucrurile acestea. Și exemplu care îmi place cel mai mult din psihologia sportivă este acest proces decizional. Adică, știu, după cum bine știi, mai peste 80% din deciziile pe care le luăm sunt legate de emoțional. Cu toate că noi credem că sunt conștiente și raționale, dar cu cât ne gândim mai mult, cu cât asociem povești emoționale care ne fac să luăm decizii. Ai văzut vecina, a pățit nu știu ce și am citit eu în carte. Adică totul pare rațional și pare gândit. Dar de fapt gândim situații emoționale care ne fac să luăm decizii. Iar sportivii de mare performanță sunt renumiți pentru timpul scurt de a lua decizii, pentru tocmai că sunt obișnuiți, n-au timp să se gândească și acum dau la stânga și acum dau la dreapta și ajunge colegul și o fi bine și o fi rău, că am văzut eu în meciul trecut că s-a întâmplat așa cum facem noi. Credem că raționăm, dar de fapt ne gândim la lucruri care ne-au impactat emoțional. Și atunci 2-5 minute pe zi distractive în familie, fie soț, soție, fie dacă avem copii cu copiii, stăm în canapea și aruncăm, nu știu, o pereche de șosete de la unii la alții, fără să știe că vine la stânga, că vine la dreapta, că vine la picior, că vine la mână. Știința ne arată că crește timpul de reacție cu 50 de milisecunde și 50 de milisecunde pare scurt, dar îmbunătățirea cognitivă, a performanței cognitive, aceste 50 de milisecunde înseamnă 14% din performanța, foarte mult, adică pare sub o secundă, dar sub o secundă e un procent foarte mare ca performanță cognitivă. Și atunci, de fapt, și corpul nostru influențează mintea noastră, nu doar mintea, corpul și invers. Adică ne putem păcăli, să spunem așa, între ghilimele, mintea să facă anumite lucruri în concordanță cu ceea ce dictează corpul nostru. Și ce îmi place în cartea asta este faptul că autorul spune că el și testele și cercetările pe care le-au făcut și ca o recomandare o gamă largă de sporturi în școli. Nu doar avem 2 ore de sport pe zi și toată lumea face același lucru. Cumva dădea un exemplu în care copiii puteau să aleagă dintr-o plajă de 18 activități fizice, 18 sporturi care să fie potrivite pentru toată lumea și explica cum sportul făcut cooperativ, nu competitiv, pentru că nu vorbim de sport de performanță, aici vorbim doar de un sport care să ne ajute pe noi să avem un corp și o minte sănătoasă. Întreținere. Exact. În care legat la ochi, de exemplu, trebuie să escaladezi ceva și colegul îți spune la stânga, la dreapta, acum pune mâna acolo, cumva să stimuleze încrederea și încrederea în sine și încrederea în coechipier și colaborarea și toate lucrurile astea. E foarte interesantă cartea, pentru că el nu doar ne spune așa, uite, sportul e bun la școală, leagă direct de depresie, de anxietate, de stările stresante, de furie, de copii hiperactivi, chiar și de tulburările hormonale ale femeilor, începând din adolescență, de la sindromul premenstrual, menopauză și alte aspecte. Adică nu ne arată doar ce spun eu, că ok, o să avem un timp de decizie îmbunătățit, ok, o să dictăm și o să avem mai puțin hormon al stresului, ci leagă de afecțiuni, leagă sportul de afecțiuni reale și cu exemple foarte, foarte concrete. Și ce mi-a mai plăcut a fost tot așa exemplul pe care l-a dat despre 2 fete înainte de examen, care s-au dus și au făcut o baie rece, au notat într-o piscină foarte, foarte rece.
și au zis, noi ne-am dus acolo la examen și eram singurele treze și câți copii sau câți adulți fac asta înainte de un eveniment important din viața lor. Și pentru că simplu fapt că s-au reîntors la corpul lor și le era frig, tremurau, chestia asta a ajutat mintea să fie mai vigilentă și să se descurce mai bine la examen. Iar noi nu facem. Pentru că pomenei puțin mai devreme despre, ai aminti și despre orele de educație fizică, cum le spuneam înainte, sau de sport. Cred că ar trebui mai multe ore de sport, de educație fizică în mai multe ore, dar uite și dar oricum sunt puține. Pentru că copiii nu fac sport, că n-au chef toată ziua, haideți cu piciorul în sus, cu piciorul în jos, acum la fel, cumva copiii au nevoie de un sport care să le aducă și plăcere, pentru că nu fac performanță și nu fac nici joacă, adică e o diferență mare între sportul de performanță și joacă. Imaginează-ți copiii și tu știi foarte bine, cum știu de altfel și eu, copii care stau foarte multe ore pe parcursul unei zile pe scaun în fața laptopului, da? Apropo de școala online, și nu mai zic de stat în fața calculatorului de jucat, vorbesc doar de orele de curs, da? Și coloana li se deformează, da? Tocmai din cauza lipsei activității fizice. Și atunci, iată, o postură, da, cu pieptul înainte și cu spatele drept contează foarte mult și asta se poate obține prin intermediul exercițiilor fizice. Și apropo de carte, mi-a plăcut foarte mult, citeam aici câteva, hai să le spunem, sfaturi prin care exercițiile fizice reprezintă un instrument pentru oricine își dorește să atingă un anumit potențial. Ne putem folosi de corp pentru a vindeca creierul, făcând mișcare, cum spuneai tu puțin mai devreme, de cel puțin 3 ori pe săptămână, contracarăm semnificativ impactul depresiei, furiei și al stresului. Persoanele care fac mișcare sunt mai puțin anxioase, mai puțin deprimate, mai puțin nevrotice. De asemenea, activitatea fizică stimulează crearea de noi legături neuronale. Mai mult stres cere mai multă mișcare. Exercițiile fizice declanșează procesul de recuperare din mușchi și din neuroni. Iată, cum spuneai și tu, o carte plină de exemple, da, practice despre cât de importantă este activitatea fizică. Periu și motivațional. Exact. Da. Pentru că e important, tu știi, presupun că și tu știi cum cred eu că știe toată lumea, e foarte greu să te apuci de sport, e foarte greu să treci de primul pas, e foarte greu să mergi săptămâna aia, o săptămână, două, trei și după aia să-ți găsești plăcerea. Eu cred că peste 90% dintre noi oamenii au această barieră. Să înceapă, asta una, să înceapă și doi, să intre în rutină și să nu iasă de acolo. Și de aceea sper eu că această carte să fie motivațională, pentru că dă atât de multe exemple științifice de altfel, dar ușor de înțeles de cei care le citesc, astfel încât te pune un pic pe gândit și te gândești, ok, de ce nu? De ce n-aș putea să încerc până la urmă scurt, începând cu sesiuni scurte la mine acasă? Și dacă îmi găsesc plăcerea, uite, de exemplu, eu am făcut un parteneriat cu o prietenă, măcar să ne facem pașii în fiecare zi, să dăm ture de cartier, așa, ca să ne facem pașii, chiar dacă nu suntem în același loc, vorbim la telefon, ne punem căștile în ureche și ne facem, adică cu pași mici, am putea să începem cu pași mici, dar cred că această carte ne face cel puțin curioși să vedem dacă e adevărat sau nu. Și iarăși un aspect foarte important este faptul că ai sentimentul acesta de, chiar și în cazul exercițiilor și activităților fizice, sentimentul de mică adeziune sau de senzația de apartenență la ceea ce face celălalt. Adică faptul că ai o prietenă sau un prieten care zice, măi, hai fată, ne apucăm de luni, dar nu mai amânăm, nu mai procrastinăm, hai să ne mobilizăm, hai, știi? Și una e când ești singur,
parcă ai mai trage un picuț și ai amâna și ai trage mâța de coadă. În momentul în care mai ai pe Da. cineva, băi, stai puțin că am promis, da? Și dacă am promis să nu fiu nu știu cum, hai totuși să încep. Și faptul că chiar dacă sunteți la orice distanță și nu alergați împreună, dau un exemplu, faptul Da. că sunteți în contact și vă ascultați, uite, unde ai ajuns? Eu Da. acolo. Câți pași ai Da. făcut? 1500, 3000, hai, mai avem Și să puțin, hai, mai știi facem că astăzi. Există un soi de mobilizare și în treaba asta, când faci exact, împreună cu cineva, exact. da. Și să știi că a fost suficient de motivațional încât să facem asta și când a plouat, fără să avem umbrelă, doar o simplă glugă. Deci, da, e important. Asta spune și cartea. De-aia dă o plajă largă de sporturi la școală în care să se evidențieze colaborarea, adică unul ajută pe celălalt. Se pune foarte mult accent pe această colaborare sportivă, mai în detrimentul competitivității sportive. Că până la urmă sportul de performanță înseamnă altceva, nu vorbim neapărat de echilibru când vorbim despre performanță, dar cartea vorbește despre echilibru și despre cum sportul ne poate ajuta corpul și corpul ne poate ajuta mintea. Despre asta este vorba. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre cartea Start, un corp activ, un creier sclipitor, știința revoluționară a legăturii dintre exercițiile fizice și dezvoltarea creierului, de John Ratty și Eric Hagerman, în carte publicată în colecția Terapia. Această discuție pe care am avut-o cu invitata noastră de astăzi, Gabriela Maluf, psiholog sportiv, s-a desfășurat în cadrul ediției online a târgului de carte Elefant Fest. O carte pe care și eu și Gabriela Maluf vă o recomandăm cu mare drag. Și să fiți alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă, o zi minunată și, de ce nu, o zi cu exerciții fizice și cu activități fizice. Vă mulțumim, mulțumim din suflet, Gabriela Maluf. Să aveți o zi Mulțumesc și minunată. eu. La Zi revedere. minunată, la Numai bine. revedere.